Va fi un an bogat, așa spuneau bătrânii. Oi, copiii, de că le mâncam. Vreți să aflați mai multe despre aceste prune puțin mai dezvoltate, puțin mai diferite decât celelalte? Haideți să stăm puțin de vorbă. Oameni buni, vă salut! Sunt Daniel și astăzi vorbim despre spirtoc, despre hurlupi sau ghirtoc. Așa se numesc în termenii puțin mai diferiți, cum îi știți dumneavoastră. Pur și simplu îi numesc spirtoci. Sunt acele mici fructe pe care în tinerețe și în copilărie le mâncam. De ce să nu recunosc chiar și acum mai mănânc câte un spirtoc, pentru că pur și simplu așa îi numesc. Îi găsim undeva prin pruni, prin zarzări, corcoduși și ne făceau deliciu cumva în tinerețe. Acum când avem acces toți la tehnologie, ne-am dat seama că noi efectiv mâncam o anomalie a pomișorului, un fruct care este rezultatul unei infecții, unei probleme de sănătate pe care o are pomul. Este vorba de o ciupercă, odată cu venirea primăverii începe să infecteze tot ce înseamnă verde, adică mugurii și florile pomișorului. Din acea zonă reies acești spirtoci, spirtoci pe care mulți dintre noi, exact cum spuneam mai devreme, îi mâncăm. Au un gust puțin acrișor, un gust bun, dar după o perioadă de vreme nu mai au același gust, încep să amărească și nu putem să-i mai mâncăm. Aceste mici fructe se mențin în pomii noștri undeva în jur de o lună, o lună și jumătate, după care se înnegresc și o să cadă. Problema se pune în felul următor. Dacă dumneavoastră vedeți astfel de anomalii, puteți spune exact cum spuneau bătrânii noștri, domnule, este un an bogat. Pentru că ei spuneau acest lucru datorită ploilor care au fost în primăvară și a timpului puțin mai răcoros, care au ținut cumva timpul pe loc, nu au mai apărut tot felul de dăunători și tot felul de insecte și pur și simplu solul a avut foarte multă umiditate. Umiditate care în cazul agricultorilor și nu numai, este o mare bucăție. Oamenii care au livezi și oamenii care au pomi, mai ales în aceste perioade, perioade ploioase, sunt convins că s-au confruntat cu foarte multe probleme datorită acestor precipitații care au fost, din punctul meu de vedere, abundente în această primăvară și vremea a fost foarte răcoroasă. Ce ar trebui făcut să nu mai avem astfel de probleme? Bine, în mare nu ne deranjează foarte mult, doar că reduc semnificativ producția de fructe. Dar, ca să nu mai avem parte de acești spirtoși, cum îi numesc eu, ar trebui, în primul rând, respectate tratamentele care se fac primăvara și toamna. Și, în același timp, odată cu intrarea pomului în vegetație, mereu, când observăm probleme sau preventiv, să acordăm puțin atenție pomișorilor. Ramurile care sunt, eu știu, pline de acești spirtoci, ar trebui tăiate și arse. Dar asta este la atitudinea fiecărui om, pentru că face ce dorește în gospodăria lui. Eu spun doar ce ar trebui făcut. Plus că ar trebui acordată puțin mai multă atenție tratamentelor făcute în primăvară, pentru că odată aplicate acele uleiuri horticole și substanțe pe bază de cupru, eu știu, și chiar și o zeamă bordeleză, pur și simplu, puteți feri pomișorii de astfel de probleme, care la început par inofensive, niște probleme care le trece cu vederea, dar în timp ne poate afecta tot pomișorul. Dacă doriți neapărat să aveți pomii exact ca la carte, ar trebui ținut cont de absolut toate aceste mici detalii. Dacă doriți cumva ca pomii dumneavoastră, cum spunea o persoană care mi-a lăsat un comentariu, să lăsați pomii așa cum i-ați plantat, să nu-i curățați, să-i lăsați să crească și să se dezvolte, aveți posibilitatea să aveți probleme sau să nu aveți probleme. Dar sigur, 100% o să aveți probleme. Plus că aceste mici anomalii cresc și apar, în general, la pomii crescut spontan. Adică dacă te-ai dus pe deal, ai luat un pom, l-ai scos și l-ai plantat la tine în grădine, ai toate șansele să apară astfel de probleme. Plus că, odată aleși pomi mai rezistenți la anumite boli, mai rezistenți în fața dăunătorilor, puteți fi feriți de astfel de neplăceri. N-am decât să vă urez spor și pomișorii dumneavoastră să nu mai aibă astfel de spirtoci. Dacă vă plac, lăsați-i acum. Numai bine!